înălțește, te face mai mic, pe mine mă face mereu mai mare. Dar asta pentru că și ajut, eu sunt mai mare oricum. Ideea este că de foarte multe ori ne asumăm riscul ăsta de a merge în viață cu stresul după noi și considerăm că e musai, altfel nu se poate. V-ați gândit vreodată că stresul poate să fie de fapt o opțiune? Și aici, sigur, colegii specialiști ar trebui să spună ce faci, ne distrugi spiciu. Cred că de multe ori, părerea mea și chiar vă invit să discutăm, cred că de multe ori e o opțiune. Alegem să fim în continuare stresați pentru că ne stresează ideea de a alege altceva. Și am o provocare pentru voi, de-aia m-am și ridicat să văd cine vrea să scape. Ușa e închisă? E închisă. Bun. Pe scaune ați găsit o foaie de hârtie? Ați găsit cu toții? Ceva de scris aveți la voi? Dacă zic acum, scoateți o foaie de hârtie. Mâna sus, cine simte un fior? Oho. Chiar dacă pentru unii de noi a trecut un pic, nu-i cazul vostru, la mine, au trecut un pic de la momentul în care profesorii mă stresau cu chestia asta, însă și ideea de a scoate o foaie de hârtie, ce înseamnă în mintea noastră? Stres. Mă verifică cineva, mă prinde că azi nu mi-am învățat. Cum se face? Întotdeauna m-am învățat cu o zi înainte, azi când nu mi-am învățat, scot o foaie de hârtie. Și din păcate, mentalitatea asta, și n-aș spune neapărat că e numai la noi, întotdeauna zicem că noi românii suntem așa, în multe alte culturi, mentalitatea asta de a verifica, de a valida, de a compara și de a măsura milimetric evoluție și performanță, creează stres. Dacă v-aș ruga acum, cu cerul și pământul, și o parte dintre voi cred că o să nu o să rezistați tensiunii și o să faceți ce vă rog, să vă uitați cu atenție la colegul, participantul vostru din dreapta. Puteți să faceți asta acum, cei care sunteți aici ați scăpat? Da? Uitați-vă un pic la colegul, partenerul, participantul din dreapta, memorați un pic profilul și începeți să-i desenați profilul pe foaia de hârtie. Mâna sus, cine ar avea curajul nebun să o facă? Uitați-vă și voi, vă rog, în dreapta. Da? Ia că avem niște artiști nesăbuiți aici, sau cine știe, niște Picassoi, dar în linii mari, nu prea ne dă ghes inima și dacă nimerim creierul fără vârf, suntem fericiți, nu? Nu vă faceți grijă, am ascuțitori la mine. Deci ideea de a desena ceva, la un moment dat începe să-ți pară nu tocmai ok. Am bătut jumătate de Brașov să desenez, dar stați un pic că stresul merge mai departe. După ce faceți desenul, vă rog să vă semnați pe foaie. Și mai departe faceți cadou portretul vostru celui care va servi drept model. Ca să nu fie muncă în zadar. Mâna sus, cine ar avea o stânjeneală serioasă să facă asta până la final? Hai, curaj! Ia uitați-vă un pic, dragilor, cât nu și-au scris pentru astăzi. De unde ne vine stresul ăsta? Ne așteptăm să nu fim cei mai buni desenatori, nu? Poate nici subiectul nu ne incită prea mult, cine știe. Dar stresul ăsta îl cărăm cu noi. Și e ca o umbră pe care poți să o lași deoparte doar dacă pui suficient de multă lumină pe tine, așa cum ești tu, ca să nu mai ai umbră. Pentru cei care se uită pe la stadioane, pe la meciuri, din când în când sunt nocturnele în toate părțile, nu mai ai umbră, domnule, zici că e ziua. Când te uiți cu atenție la tine, începi să realizezi că, de fapt, nu are rost să-ți ia atâta stres după tine. Cum scap de el? Bineînțeles că aici apărăm la specialiști. Perspectiva pe care o am eu, de om care observă oameni cu stres sau care, pe motiv de stres, vin la câte un team building, este aceluia care vede un panel mult mai mare decât oamenii care își iau inima în dinți și se duc la un cabinet sau se duc la un specialist să ceară ajutor. Cred că putem număra pe degetele de la o mână oamenii dintr-un grup, dintr-o echipă, care își iau inima în dinți să recunoască faptul că nu mai fac față stresului. Și aici, cu siguranță, poate aveți prieteni, poate aveți rude, poate aveți chiar voi, din când în când, sentimentul că v-ar prinde bine o mână de ajutor. Al doilea lucru pe care aș vrea să vi-l ridic la fileu și să plecați și cu întrebări de aici, nu numai cu soluții, de la mine nu o să vedeți soluții, mie îmi place să pun oamenilor întrebări și să se frământe cu întrebările astea mai încolo. A doua provocare pe care v-aș arunca-o este, bun, stresul ăsta e ca o umbră, dar poate fi considerat o opțiune? Mai bine așa, putem rula și un film acum. Da? Haideți să vedem. Ce părere aveți? Putem considera că stresul la un dat este o opțiune? Nu. Eu zic că da.
Ok? O să las microfonul două secunde cât vă gândiți și răspundeți, pentru că am și un mic exercițiu. O să rog câțiva voluntari, trebuie cam 10 statistic să fim corespunzători. Dacă sunt mai mulți, cu atât mai bine, și de la Brașov mă aștept să fie mai mulți. Gândiți-vă bine cine are mult curaj pe el astăzi. Haideți să vedem. Deci tu crezi că da? Da. Da? Poate fi opțiune, da? Altcineva? Cine spune nu? Că a zis cineva și nu, haideți. Eu. Nu este opțiune, da? Ok. Vine peste tine, este acolo, da? Nu ți alegi tu, nu vrei tu, e stres, așa este. Am zis că poate fi și opțiune, așa e. Și zic, nu e umbra, e noi. E chiar mai deep de atât. Eu vreau să vă dau o umbră de speranță. Eu așa l-am văzut ca umbră. Adevărul este că în provocările cu care mă întâlnesc, cu oamenii care vin la evenimentele respective, de foarte multe ori ideea de stres vine ca ceva adiacent.